Vă mulțumesc, doamna președintă de ședință, doamnelor și domnilor deputați. Peste câteva zile, mai exact la data de 1 decembrie, celebrăm Ziua Națională a României, o zi păstrată cu sfințenie în inimile noastre, o zi în care suntem datori să ne amintim de generațiile care au luptat și s-au sacrificat uneori chiar cu prețul vieții pentru ca România de astăzi să aibă un parcurs democratic și european. La data de 1 decembrie 1918, poporul român și-a îndeplinit idealul național și anume unirea într-un stat suveran și indivizibil. La atingerea acestui ideal au contribuit și minoritățile naționale prin delegațiile lor din Transilvania, Bucovina și Basarabia, care au susținut crearea României mari, transformând România într-o putere regională de prim rang. Ca răsplată, Printr-o demonstrație de maturitate politică a liderilor vremii, România Mare a recunoscut membrilor tuturor comunităților etnice egalitate în drepturi cetățenești, promisă și prin proclamația de la Alba Iulia. La 103 ani de la acel moment, România reprezintă un model la capitolul drepturilor minorităților naționale, acestea jucând un rol important în susținerea parcursului democratic și european al țării, în buna funcționare a instituțiilor, precum și în păstrarea unui climat de toleranță pe teritoriul României. Acest exemplu de colaborare între stat și minoritățile naționale transformă țara noastră într-un model de bune practici și conferă o caracteristică aparte zilei naționale a României. Deși în prezent buna colaborare și sentimentul de pace socială sunt considerate drept un bun dat, garantat prin tratate internaționale sau legi interne, creșterea numărului discursurilor populiste, precum și a manifestărilor agresive imperialiste ale unor state aflate nu foarte departe de frontiera noastră, pot afecta semnificativ bună funcționarea statului român. De aceea trebuie să monitorizăm cu atenție orice formă de xenofobie sau învrășbire, fie interetnică, fie de altă natură. Ignorarea micilor izbucniri de ură pot aduce la încurajarea celor care le generează pentru satisfacerea propriilor interese. Iar în asemenea cazuri, retorica populistă și ura față de semeni pot deveni o obișnuință. Nu putem permite astfel de lucruri într-o stat european, care au reușit să evolueze și să acceadă în principalele foruri internaționale, însușindu-și valorile democratice și europene. Suntem datori să continuăm munca predecesorilor noștri în promovarea valorilor occidentale, care, după cum ne-a demonstrat timpul, s-au devenit eficiente. Stimați colegi, în calitate de reprezentant al minorității ucrainene, doresc să vă transmit gânduri bune ale celor peste 50.000 de etnici ucraineni din România, care de fiecare dată întâmpină Ziua Națională cu bucurie, încredere în democrație și în valorile europene pe care România le promovează astăzi. La mulți ani, România!